De aproximativ 3 luni, operatorul care se ocupă cu ridicarea deșeurilor reciclabile a suspendat activitatea în contextul pandemiei de coronavirus. Astfel, oamenii au rămas cu hârtie, plastic sau sticle în curți. Noi încă de la începutul instituirii stării de urgență am informat prin afișe, prin media, prin pagina de Facebook a primăriei Lerești, faptul că societatea comercială financiară urbană, operatorul județean care colectează gunoiul, menajer, plasticul, cartonul și sticla de sticlă din tot județul Argeș, inclusiv din localitatea Lerești, a suspendat această activitate datorită încercării de a evita răspândirea coronavirusului, deoarece se pot îmbolnăvi angajații și vă dați seama că s-a ajungea la un blocaj total, am fi rămas cu munții de gunoi în localitate. Gunoiul menajer a fost o perioadă restricționat, s-a colectat din două în două săptămâni, acum s-a revenit la normal. Deci la Lerești în fiecare marți se colectează gunoiul menajer. Miercurea se colectează gunoiul de la societățile comerciale și de la firme. Pentru deșeurile reciclabile există un program special de colectare. Plasticul și cartonul de 2 ori pe lună, însă sticla este colectată la 3-4 luni. La acest moment însă această colectare este suspendată. La Lerești, deci cartonul, plasticul se colectează a doua și a patra miercuri din lună, deoarece sunt luni în care sunt și 5 săptămâni și deci 5 zile de miercuri. Și e stabilit de un an de zile, de 2 ani de zile, deci a doua și a patra miercuri din lună se colectează plasticul și cartonul. Iar sticla, noi am cerut insistent odată la 2-3 luni. Între timp avem și noi foarte multe solicitări, am discutat și la Pitești și cu Adi Sersal la Consiliul Județean și cu financiarul urban cu conducerea lor de la Pitești, dar nu pot să desfășoare această activitate momentan până nu se termină cu aceste probleme legate de nouul COVID. Primarii își doresc să se schimbe legislația, astfel încât primăriile să nu mai fie obligate să încaseze banii pentru o firmă privată, iar cetățenii să își plătească factura direct către operator. Noi nu avem, adică nici nu avem voie să facem noi colectarea acest serviciu. Atât ce suntem noi implicați și aici avem reproșuri foarte mari de la cetățeni și nu se înțelege faptul că noi nu suntem decât un intermediar. Noi colectăm taxa de salubritate pe care o plătim către acest operator. Deci suntem prinși la mijloc undeva și ni se reproșează că eu plătesc taxa la primărie, dar nu ridicați gunoiul. Dar probabil, când am înțeles că anul acesta se termină și acest contract cu financiarul urban, se va face altă licitație. Noi cam toți primarii am solicitat acest lucru ca să fim scoși noi primăriile, autoritățile locale din această legătură cetățean și operatorul de salubritate. Să fie cum e la cablu, cum e la apă, adică contract între cetățean și operatorul de salubritate. Să plătească taxa, să plătească cum se plătește abonamentul și la cablu, și la curent, și la tot. Până la ridicarea stării de urgență, mușcelenii trebuie să păstreze în curți deșeurile reciclabile, carton, hârtie, plastic sau sticlă. Acestea vor fi ridicate la o dată care va fi făcută publică în momentul stabilirii de către operatorul de salubritate.